Cum? Eu vorbeam, nici măcar nu vorbeam cu Radu. Vorbeam cu... Vorbeam cu altcineva? E brățara mea. Nu, vezi că e brățara mea. Asta e brățara mea. Ia brățara pe care o poartă Mihai. Poți să intervin, poți să intervin. Când noi am început să vorbim în emisiune, el avea o brățară pe care i-am dat-o înapoi astăzi și eu aveam o brățară roșie pe care i-am dat-o lui. Am observat când s-a întors în emisiune că nu o mai are și am ținut să-i o înapoiez pe a lui, că deci, era de la mănăstire și măcar să-l protejeze. A purtat-o Iasmina câteva luni. Aoleu, încă te gândești să aibă protecție divină? Da, divină. Iasmina, dar vreau să te întreb și pe tine. Tu ce simți ca femeie? Mihai e gelos sau nu pe tine? Nu, nu cred. Nu. O să se vadă pe parcursul emisiunii. Eu știu reacțiile și dacă v-ați uitat la episoadele trecute, voi... Păi a avut reacție astăzi. Cum reacționa Mihai când făceam eu anumite gesturi? Nu. George, ia zi. Este cumva Mihai gelos pe Iasmina? Nu, domnișoară. Nu. Bine. Băi, se cred pe cuvânt. Ce să se vadă? Asta vrei tu să se vadă, dar nu se vede nimic. Dar ce aș câștiga eu din asta? Materiale cu Marinescu ca să stați aici. Păi eu vorbesc cu tine sau despre tine vorbesc, nu despre Marinescu. Dar cu încolo nu o să mai vorbești cu mine, că nu-ți mai dau atenție nici ție, nici lui. Bravo, bă, bravo, Mihai, că te-ai deșteptat. Bravo. Da, auzi, Duțule, ce vrei să spui? Până acum nu era deștept? Era, dar... Sunt deștept, domnișoara Cristina, doar că eu aștept să fac cu ochii mei, nu mai au după ce spune nimic. Maria să facă. Și ce ai văzut, mă, cu ochii tăi? Am văzut cu ochii tăi. Mi-am făcut părerea ce, stai, cum convine părerea mea, ce? Încerc să mă bați pe mine, Cristina, de moment, eu ți-am spus de 30 de ori. E părerea mea! E părerea mea, ești foarte perversă, ești foarte perversă. Bă, tu când vorbești, când faci anumite acum, eu văd anumite lucruri. Pentru că tu acum ești contra lui Marinescu, acum ești cu el. Acum ești contra, ești cu el. Tocmai de asta... Ca să văd, vede chestiile astea și... Tocmai de asta... Pare rău, că, ești foarte pervers. Pentru că niciodată, dacă o să ai tu dreptate, duci. Și tu gândești doar strategic și doar pentru emisiune, cum ai gândit-o și tot sezonul. Da. Auzi, apropo, văd că Marinescu discută cu Daniela. Crezi că se folosește de ambele fete, atât de Maria cât și de Daniela, ca să rămână aici? De mine? Pe tine, prin ceea ce spune Mihai. Da, dar Maria nu rămâne aici, ăștia vorbesc de... Ba da, încerci să rămâi aici. Ați vrea? Încerci, da. Să încerci. Și e traiul greu acasă, n-ai. Ce problemă ai tu dacă rămâi? Bă, nu, n-am nicio problemă, doar că sunt foarte pervers. E loc pentru toată lumea. Cum e, Mihai, a fost geloasă Iasmina astăzi pentru că ai petrecut timpul? N-ar avea de ce, domnișoara Cristina, pentru că noi am stat 2 săptămâni, acum 3 luni de zile, totul s-a epuizat total. Și n-ar avea de ce și nici eu și nici ea să fim geloși. Corect. Noi ne respectăm că am fost ce am fost, bună și atât. Nu mai există absolut nimic. Bine. Auzi, Iasmina, dar ți se pare că de când a venit Mihai în casă, parcă Daniela nu mai este atât de convinsă că l-ar vrea pe Marinescu, deși ea n-a recunoscut nici că îl vrea pe Marinescu. Nu știu, părerea mea este că îl place pe Marinescu, da. Da. Și probabil că nu a primit suficient atenție de la Marinescu și s-a îndreptat către Mihai, probabil pentru a-i atrage atenția lui Marinescu. A, ea nu-l place pe Mihai. Adică, uite, spunând eu asta, i-am dai spus de înțeles, în spate că probabil asta faci tu. Ea ar fi genul lui Mihai. De ce? Pentru că este mai simplă, în fine. Da, Iasmina și Marie, îi vorbesc eu, ai zis că nu sunt educată când am vorbit peste Iasmina tine. Te rog să-ți menții părerea și vorbești când termin. Nu vorbești, Iasmina, mulțumesc, la revedere. Trebuie, bun, eu nu mai zic trebuie. Nimic să vorbească moara asta stricată. Moara asta stricată vorbește măcar bine, nu vorbește ce vorbești tu. Aberații și spui că îmi place de Marinescu și că nu-mi dă Marinescu atenție și mă duc la fostul tău. Nu mă interesează nici de fostul tău, nici de Marinescu. Ce crezi? Schimbă frecvența. Păi schimbă frecvența, vorbește ce trebuie. Deci acum am că nu-i înduși tu oamenilor de acasă. Vezi că ai venit, l-ai luat pe Duțu la dans, a dispărut Duțu când l-ai văzut pe Marinescu. Vrei să te mint? Uite, o să mai dispară, na. Ferească Dumnezeu. Nu vorbi de mine, nu vorbi când de mine. Când vine vorba de Marinescu, se activează. Nu mă activez când e vorba de ce mine. Ce să fac? E vina mea? Înțelegi? E vina mea, am greșit cu ceva. Auziți, dar vouă nu vi se pare în neregulă că în sezonul acesta se ceartă fetele pe băieți? În loc ba da, ni se pare super pe fete. Super în neregulă. Dar eu nu mă cer pe nimeni, nu știu ce are ea de împărțit cu mine și de ce mă tot acuză că îl plac eu pe Marinescu și pe fostul ei acum. Păi
fii atentă, Daniela. Motivul pentru care voi două vă certați... Stai un pic. Nu. Este legat de trei băieți. Mihai, da. Duțu, Marinescu. Pot să intervin, da, acum că am spus de fostul meu. Ea îl urmărește și pe fostul, că Mihai este fostul la fostul. Gen, eu... A, nu, 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 am avut discuția asta afară. Stai, calmează-te. Nu știu de ce l-aveam la follow pe fostul ei. Și l-am scos în fața ei, am zis că probabil îl aveam de mult, pentru că eu habar n-am, nu l-am văzut niciodată, n-am vorbit în viața mea cu el, i-am și arătat. Și am zis, nu știu de ce l-aveam la follow, probabil l-aveam de mult. L-am scos în fața ei, dar acum nu mai... Da, într-adevăr, l-a scos, dar ea nu știa de ce l-are. Eu când urmăresc pe cineva, urmăresc pentru că mă interesează. Eu nu am băieți la follow, mie nu mi-apar bărbați și să nu știu cine sunt sau să nu mă intereseze persoana. Dar tu, dacă l-aveai pe fostul meu și pe fostul meu din casă, da, înseamnă că îți plac aceiași băieți pe care îi plac și eu. Wow. A, nu, nu, genul meu nu e genul tău, cred. Auziți, dar voi nu știți că dacă alergați după mai mulți iepuri, nu prindeți niciun. Păi cu Mihai mă înțeleg ok, suntem amici. Auzi, George, că suntem fără replică. Doamne, fata pe care tu o placi discută despre orice alt băiat, mai puțin despre tine. O să discute și de mine, domnișoara Cristina, la un moment dat. Când, George? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Da, bineînțeles. Mai speri? Normal, domnișoara Cristina. Chiar dacă Maria te-a avertizat că n-ai nicio șansă? Și eu l-am avertizat, domnișoara Cristina. Chiar dacă Maria te-a avertizat că n-ai nicio șansă? Aoleu! Și tu, Daniela? Da, domnișoara Cristina, i-am spus că nu vreau să sufere, că este un băiat care mi este foarte drag, dar nu o să fie nimic mai mult între noi. Da, George, ai suferit vreodată după vreo fată? Nu. Nu? El o să fie primul. Dar cum ai reușit tu să le faci cartele? E viața prea frumoasă ca să sufăr, domnișoara. Este, George, da. Auzi, dar te auzeam că te duci la Craiova și o să ai la fete. Păi așa și ai zis. Că... Da, da. Că nu se supără dacă îl refuză Daniela. Adică da, mai... bineînțeles, domnișoara Cristina, dacă nu o să fac relație aici, ce nu pot să mă duc cu Craiova să fac câte gagici vreau. Da. Normal. Auzi, da, tu ai succes numai la tine în Craiova? Da, aici, domnișoara Cristina, dar încă nu mi-am arătat eu calitățile mele. Păi de ce? Ce te oprește? Nu mă oprește nimica, dar nu vreau eu. Păi de ce nu vrei? Stai că mi-am amintit un lucru. De curând am fost în România și m-am oprit în Craiova, într-o benzinărie. Și mi-a zis o fată că te cunoaște, că te place, că... Dacă ne vede, să se înscrie, poate vine aici, că era superbă. Păi, domnișoara Cristina, ca să vă spun sincer, 20 de femei mi-au dat mesaj că vor să se înscrie pentru mine. Dar le-a zis să mă aștepte acasă. A, păi de ce? De ce? Pentru că eu vreau să fac aici, să fac o relație cu Daniela, domnișoara. Păi dacă ea vrea cu oricine în afară de tine, ce ne face? Eu dacă fac... Eu nu vreau cu oricine, domnișoara Cristina. Eu dacă fac relație, domnișoara Cristina, nu mă mai interesează celelalte femei. Ai nici fără relație. Păi, fii atentă, Daniela, până acum George este singurul despre care tu ai afirmat fățiș că nu-l vrei. Despre restul băieților n-am siguranță. Și despre Marinescu am spus că nu-l vreau, și despre Duțu am spus că nu-l vreau, dar nimeni nu crede. Dar pe cine-l vrei, pe Radu? E feblețea mea, e inima mea, e exclus. Sufletul meu. Ajung la vorbele Adelinei. E poveste veche, Radu, domnișoara Cristina. Adelina nu mai crede că îmi place de Radu. Veche și neîncheiată. Ia auzi. Veche și... ta. Auzi, Daniela, dar despre Mihai nu mi-ai spus că nu-l vrei. A, păi e prea devreme să spun asta. De mâine poate, nu? Mâine poate. Nu-l cunosc când ajungi de mine. Să-l cunosc și după aia poate o să spun dacă îl vreau sau nu. A, deci până acum Mihai este singurul care a rămas pe lista ta. Da, domnișoara. Da. Bine. Ana, astăzi te-am văzut pe lângă Marinescu și atât. Ce s-a întâmplat? Nu vreau să stric vibe-ul casei. Ce ai pățit? Poftim. Vreau eu să-ți ridic pe al tău, Ana. Cum? Are o stare proastă și atâta tot. De ce? Ce faci? Păi starea e de mult timp, nu de acum. Asta e problema. Te-am lăsat, dar nu poți să te las mereu așa. Tu ești altfel. Da, sunt altfel, dar cred că experiența mea în această casă se termină încet. Ia uși, de ce? Pentru că nu mă mai regăsesc aici. Schimba așa și... Schimba de gardă, ei, ure! Suferi din dragoste? Poftim? Suferi din dragoste?
da? Nu sufăr din dragoste, pentru că nu am pentru cine să suferi. Ideea e că am fost prea mult înjosită, prea mult înjurată, prea... M-a făcut toată lumea de rușine și am permis prea mult oamenilor la care am ținut și am ajuns, cred că, la capătul puterilor. Pe de altă parte, nimeni nu poate să te înjosească și să te facă de râs. Dar au reușit, domnișoara Cristina, și am obosit. Nu mai pot. N-a reușit nimeni. Poftim. Nu. Câtă vreme tu ții capul sus și îți vezi de ale tale și ești mândră de tine, nu te uiți stânga-dreapta. Da, domnișoara Cristina, dar am, nu știu cum să vă mai spun, am obosit. Să când vorbesc sau apar pe ecran, se trezește domnul Radu să înjure, să n-am mă facă urâtă, să mă facă în toate felurile. Am ajuns în competiția asta, de fapt ei au reușit să mă facă în competiția asta, să mă facă să am complexe față de mine, să nu mai am încredere în mine, să... Dacă vorbesc sau dacă îmi spun sentimentele, mă victimizez sau cer milă sau mai știu eu ce... Ana, am obosit, domnișoara Cristina. Ești o fată frumoasă, inteligentă. În înăuntrul tău există puterea de a învinge pe cei care îți vor răul. Și hai să-ți spun ceva din propria experiență. Oamenii care sunt în poziția ta ajung să se ridice peste răutățile din jur, dar în timp și cu multă putere. În timp, dar ai, nu știu, nu am pentru ce, nu știu ce să vă spun. Sunt singură, n-am fost niciodată așa singură, nu am mai trecut prin așa ceva. Am fost trădată de oamenii la care am ținut, am fost trădată de prietena care a fost singura lângă mine și am fost trădată și, na. De ce n-ai încercat să-ți faci prieteni noi, să te apropii de Antonia, de Iasmina, Daniela? Da, vorbesc cu toată lumea, dar... Auzi, Marinescu, ce se întâmplă cu Ana? Ai idee? Are o criză de personalitate. Nu știu, dar... Nu știu, nu știu, are nimeni să știu. Abar n-am. Păi ai stat azi pe lângă ea. N-ai observat? Vorbeam despre altă. Ești empatic? Am văzut, am schimbat câteva cuvințele, câteva... Dar nu a fost, n-a fost vorba de mai azi. Mult. Mm-hmm. Nu știu, de unde să știu. M-aș dar fi nu gândit sunt că eu. Tu puteai să vorbești cu ea și să o ajuți cumva. Dacă o ajută treaba asta, o să vorbesc cu ea. Habar n-am. Ați putea să vă ajutați unii pe ceilalți. Domnule, dar tu nu ai terminat asta, asta era asta, prin era toate hotelurile și toate bine vorbești. De știam. Hai, păi, dar ce mei? Lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să spun, o să plec. O să plec și o să scap de mine. Tași din gură, lasă-mă să vorbesc. Care e problema ta? Crezi că nu pot să vorbesc cu tine? Crezi că nu pot să mă iau de tine? Se pare că de două săptămâni nu am mai zis nimic. De ce te bași cu... Ai venit pe... Nu! Păi și atunci, ok. Am ieșit afară, au venit fetele la mine, ok? De două săptămâni... Nu am plâns în emisiune, am plâns afară pentru că au venit fetele la mine. Cum poți să te plângi acum de Radu dacă ai spus că de două săptămâni n-ai mai vorbit? Tocmai. Și ți se pare că de două săptămâni mai am spus ceva în casa asta? Cauza ai încercat. Nu din cauza ta, spun, din cauza tot ce se întâmplă aici. Pentru mine e prea mult aici, poate, na. Din cauza că ăsta m-a jignit, tu m-ai jignit, ea m-a jignit, toată lumea m-a jignit. Tu n-ai jignit. Am jignit pentru că vreau început. Bravo! Așa ați început, așa. Ca să știi. Bravo, contează care începe, nu? Nu e vorba care începe. Dar de ce să stau eu în fața voastră când voi sunteți zero în fața mea? Tu ești unul sau cum? Hai, eu sunt una contra voastră și eu vă fac, înțelegeți? Da. Noi suntem la comun, suntem totul. Dar nu m-am mai strofocat, nu am mai făcut nimic pentru că am simțit că e prea mult și că nu am pentru ce. De ce să fiu rea? Dacă nu am un băiat pentru care să lupt, că niciunul nu e în stare în casa asta să facă ceva, niciunul nu-l pot numi bărbat, niciunul nu e în stare de făcut ceva să. Doamne ajută, a venit Marinescu și Mihai, care sunt mai ok ca bărbați. Dar ce au fost până acum a fost dezastru, serios. Uite, și tocmai când au venit cei doi, tu vrei să pleci. Da, pentru că știu că ăștia doi o să vorbească cu ei și o să spună că Ana a făcut asta, Ana a făcut asta, Ana a făcut asta, dar ei nu sunt, nici ei nu sunt curați. Crezi tu că Mihai și Marinescu sunt influențabili? Și atunci eu pentru ce? Dacă încerc să mă apropii de un băiat, o să sară ăștia din spate. De ea. A, că uite, Ana se mai apropie de unul, Ana îl mai cheamă pe încă unul la hotel, Ana face... Păi dacă i-ai chemat, ce vrei să dăm vina pe noi? Tu n-ai terfelit-o pe asta în toate hotelurile din Istanbul? Ea e iubita mea. Eu măcar nu-mi fac griji că sunt gravidă, înțelegi? Și dacă pe mine mă plac bărbații, care e problema? Eu pot să duc pe toți băieții ăștia din casă la hotel dacă am eu chef. Pentru că pot, vezi?
Respect! Nu, păi atunci ce mă judeci pe mine? Pe tine nu ți-a vrut nimeni în sezonul 3. Ai avut o relație de 12 minute și aia nu ți-a vrut. Ai venit aici, ai încercat cu Adriana, Adriana ți-a dat Antonia. Mai bine, Antonia ai vrut-o și ea ți-a dat. Ai ales care pe ultima opțiune, înțelegi, dragul meu? Ultima opțiune care ai avut-o ca să rămâi aici, să poți să faci materialele și să faci jocul. Ce materiale? Stai cu minte, știu tot, dar n-am zis nimic, pentru că am zis că să mă calmez și că... Ia stai puțin, Adelina, e ultima opțiune pentru asta? Asta a fost, domnișoara Cristina, pentru că el, lui îi plac femeile la care el nu ajunge. A fost prima opțiune, oiță, dar tu nu erai casă. Nu, nu, mămică, lasă că știu parcurs una emisiune. Aia nu i-a plăcut prima dată de Adriana, nu a vrut să o cunoască prima dată pe Adriana. După o vreme i-a dat Adriana pentru că a văzut ce fel de om este. Bine, Adriana nu mai e în casă, nu poți să vorbesc despre ea. Știu și am și spus. Să vorbesc. Știu și am și spus că eu am încheiat, dar vine. A încercat pe Antonia, după aceea să o cunoască, Antonia i-a dat la fel. Pentru că a văzut ce bărbat e el și la sfârșit a luat ultima opțiune. Să-mi da Antonia dacă eu eram cu Adelina atunci în relație. Ca să poată să-și facă jocurile. Băi, nebăgat-o în seamă, tu n-auzi? Când să mă refuze, Antonia, dacă eu eram cu Adelina la momentul. Păi o pupai pe aici pe scări. Doamne, ferească Dumnezeu. O pupai pe aici pe scări și ea se uita la tine. Traumatizat, o duci. Nu sunt traumatizată. Atenție, asta avei nevoie. Nu. Păi de acum acolo o să-mi zici că stric doar Ana Hotel și te-ai activat. Ca să poți să vorbești în casă. Crezi, nu vorbești în casă. Vorbești numai de Radu și de Adelina. Și vezi că te plângi de prietena ta, că te-a lăsat sora ta, ce era ea. Dar vezi că dai în ea acum, ca să știi cum stai. Da, bine. Voi trei care aveți o problemă unul cu celălalt și nu înțeleg de ce. Dar totuși, Ana, eu vreau să te încurajez. Să-ți revii. Să încerci să te aduni și să nu-ți mai dorești să pleci. Sper să văd de mâine o schimbare pentru casă și leoptere sau un. Trebuie să-i faci unghiile ca să vezi schimbarea la tine anul, că altfel mai nu vezi. Ești un ieftin, niciodată în viața mea nu m-aș fi dat. Dacă ești pe 5 dolari. Georgiana, Maria, sora. Maria, voiam și eu să hai mă, lăsați-mă cu teatrul ăsta. Ce se întâmplă cu tine, că nu Maria te recunosc. Maria și Marinescu, m-am plictisit. Auzi, noi nu mai suntem la frați. Distanță, după da. Episodul de ieri nu mai ai lasă vrăjeala. Să apreciez, bă, Mihai, să apreciez oamenii care spun adevărul în nu, față. Nu, bă, Mihai, fă-i Mario. Vezi cum vorbești, vezi cum vorbești, vezi cum vorbești! Vorbești și spune lui Gagica, tu stai, vezi cum vorbești, că nu te-a jignit, nu ți-a spus nimica! Unde greșesc eu sau Beatriz, gata acolo! Vorbeam cu răzbani! Vași tu acum, vorbeam cu răzbani! Vrei să ne luăm aici, că eu te iau aici în platou, dacă vrei! Ăsta are fotomodele pe acasă! Se uită la tine, Danielu, pe bune! Bă, nu mai băga în seamă, ești și tu! Mi se pare normal cum ai tratat-o și când i-ai spus că n-ar fi un băiat care s-o pupe, că uite, eu sincer cred că aș pupa-o așa. Desparte-te de el că vine finala, că ai de câștigat mai mult fără el. Păi tai și cai cu minte, că am tot să te terpelezi, pătine, de șupiat-o. Pe tine ar câștiga finala, nu eu. Mai zi o dată, cine a zis? Cine a zis? Veni la intimidare, vorbește de pe scaun. Cine a zis? Vorbește de pe scaun. Vorbești. Marinescu 1 și Marinescu 2, fix acolo, pe micile ecrane și o Maria. Cred că zici de acum. Maria. Bă, sincer, acum amândouă. Nu sunteți de... Că zici amândouă. Bă. Tu mai mult, tu mai mult. Așa. Fiindcă soare, am zis să-mi pun ochelarii la ochi, că poate așa te văd mai bine. Păi dar nici așa nu merge viața, faza? Cum facem? Știi care baza? Pentru tine acum am devenit eu soarele. Refuzat. Mulțumesc, la revedere! Te pup, pa, pa! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.